Președintele Franței, François Hollande, a fost primit astăzi de către președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis a spus că vizita de stat a președintelui francez este un prilej pentru a aprofunda parteneriatul strategic România-Franța și de a discuta despre viitorul Uniunii Europene. François Hollande se află pentru prima dată în România. Președintele Franței, François Hollande, a fost primit cu onoruri militare astăzi la Palatul Cotroceni. Acesta a fost întâmpinat de șeful statului român, Klaus Iohannis, din delegație făcând parte ministrul afacerilor externe, Lazar Comănescu, ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu și consilieri prezidențiali. În cursul convorbirilor pe care le-am avut, domnule președinte, noi doi, cred că putem să spunem de pe acum că avem un parteneriat strategic aprofundat sau intensificat și că lucrăm la această relație foarte specială. Este o relație care constituie o prioritate de prim rang pentru țara noastră. Am confirmat consecvent acest lucru în cei 136 de ani de relații diplomatice. Președintele a declarat astăzi că vizita de stat de azi este o puternică reconfirmare a importanței pe care o acordă la Paris și la București relației de parteneriat strategic dintre Franța și România. Monsieur le Président, d'abord, laissez-moi vous remercier, dați-mi voie să vă mulțumesc și să le mulțumesc tuturor autorităților din România pentru invitație. Este prima vizită de stat a unui președinte al Republicii Franceze din 1997 încoace, de când a venit domnul Jacques Chirac în România. Mi-ați făcut această invitație acum câteva luni. Sau chiar mai mult și mă bucur că pot astfel să îmi respect angajamentul. Șeful statului francez a vizitat azi, alături de Klaus Iohannis, laserul de la Măgurele, ce face parte dintr-un program european de cercetare destinat dezvoltării celor mai puternice lasere din lume. François Hollande a vizitat totodată, alături de premierul Dacian Cioloș, fabrica de elicoptere Airbus România. Liderul de la Palatul Élysée are programat și un prânz oficial alături de premierul român. La sfârșitul zilei, președintele României, Klaus Iohannis, va oferi un dineu de stat.